Ei, ați auzit topul săptămânii, Gabriela primul loc la fete, Raluca locul 2, iar locul 3 este Damaris, iar la băieți e Zebaidin locul 3, locul 2 este Cosmin, iar pe primul loc este Valentin. Îmi pare foarte tare că a intrat în cursa spre eliminare Andrei și cu Giorgio. Sincer, amândoi îmi plac. Mi se pare că ar avea un pic mai mult de dovedit Andrei. George nu cred că își găsește o fată pe gustul lui în casa Mireasa. Am văzut că Mirunei i-ar fi părut rău dacă ar fi plecat el. Nu știu dacă s-ar fi potrivit cu el. Cred că doar ca prieten se văd și atât și se pare mai ok pentru felul cum vorbește. Raluca am văzut că s-a așezat în spatele lui, dar este o diferență de înălțime majoră. Cred că sunt 30 centimetri între ei, adică nu văd cum s-ar potrivi. Să spuneți și dumneavoastră în comentarii ce părere aveți. Nu uitați să votați săptămâna aceasta pe cine doriți să păstrați în casă dintre Andrei și Giorgio. Nu știu să vă spun pe cine aș păstra. Eu cred că mult mai pregătit și mai ok ar fi Andrei. Acum nu știu să spuneți și noastră. O zi bună!